Va era alături de mine aici și constata același lucru, apariția doamnei Păslaru. Doamna, doamna Păslaru, de când o știu eu, de copil, întotdeauna a fost un, un privilegiu să o vezi, în primul rând, ca eleganță, ca manieră, ca educație, și totul a lăsat o impresie excelentă, pentru că este iubită și de tinerii de azi, dacă așa să ne gândim. Tocmai bine. Pune colegul Moris un remix al celebrei piese Lasă-mi toamnă pomii verzi. Lasă-mi, da. Care hit acum în, acolo unde hit, pune exact. Moris, unde lucrează el nopțile, că noi ziua îl chinuim. Nopțile până la 9. Până la 9. Până la orele legale, ca să zic așa, suntem cuminți. Bun, suntem cu Minerva pentru a ști ce se întâmplă. Acum a venit eclipsa, au venit nenorocirile. Ce ne face Mai, Minerva? Nu neapărat nevoie au venit. A fost o eclipsă pe data de 19, dar ultima eclipsă din an este o eclipsă totală de soare, care va avea loc pe 4 decembrie. Este la ora 9 și 34 de minute, ora Bucureștiului. Nu este vizibilă din România. Ea face parte dintr-un, adică închide mai precis un ciclu, cel din 23 noiembrie 2003. Asta trebuie să știm. Acum, ce este foarte interesant la această eclipsă, ceea ce vă spicuiesc eu de aici, a apărut în cartea de previziuni 2021, deci spuneam anul trecut, atenție. Și se adeverește, iată. Ce zice? Da, vă aduceți aminte ce vă spuneam la eclipsa de soare din 10 iunie? Și anume că trigonul înseamnă de foc, care se menținea la vremea aceea, și tripla conjuncție, lună, soare, mercur, retrograd, era retrograd mercur în vară, când în Gemeni, și am zis că vom asista la alianțe foarte ciudate. Alianțe între partide politice și sindicate, între partide politice inamice. Ia uite-le. Deci asta ca cine și-ar fi imaginat cine, acum o exact, jumătate. Și asta ca să nu mai fiu acuzată că fac politică, trebuie să știți că astrologia s-a diversificat ca specializare extraordinar de mult. Există o ramură care se numește astrologie lumească sau mundană, care face analiza politicului și face analiza unui stat în condiții economice, de sănătate, că toată lumea mă acuză că fac politică. Nu, nu fac politică, n-am de ce, am fost ziariști, tu știi foarte bine, da. Că noi în 92 noi nu ne permiteam să facem partipriuri, că n-aveai voie, zburai din presă de nu te vedeai. Așa. Dar asta nu înseamnă că poți să anulezi niște lucruri bune la unii și la ceilalți. Minerva, odată. Eu nici măcar n-aș da atâtea explicații. Da. E un lucru pe care l-ai spus, iată, se întâmplă. Iar ce am spus acum un an. Vor fi puse sub lupă veniturile pensionarilor. Iată. Veniturile oamenilor de pe stradă, spitalele de boli cronice care s-au transformat. E un momentul ăla, chiar de multe ori mă gândesc când le scriu și multă lume mă întreabă cum vă vin. Nu știu, nu mă vin, așa vine mie să interpretez aspectul ăla. Da. Și da, așa, ce-a mai spus? Că se va recalcula coșul familiei, se vor reorganiza serviciile, atenție, vom asista la o reorganizare a serviciilor de asistență socială, legale și coercitive. Foarte interesant. Parlamentul va lansa proiecte noi pentru serviciile de sănătate și reorganizarea acestui sistem. Vreau să văd treaba asta, pentru că și-au propus acum nou guvern și-a propus acest lucru. Deci ție ți-a ieșit acolo, deci, ei spun că o fac, hai să vedem. Ei s-o și facă, de asuma. Ce aș vrea să vă mai spun ca să trecem și după aia urmă, să trecem, că sunt curios ce-mi spui acum și se va împlini peste ceva vreme, da, nu? Posibil să asistăm la o schimbare în structura politicului. Este vorba despre niște nișe sociale și economice prin care România, atenție, poate să renască. Nu trebuie decât puțină voință din partea guvernanților ca lucrurile să meargă cum trebuie pentru așa România. Așa să fie. Să ai gura aurită. Hai să mergem mai departe. Sper. România are capacitatea să ne nască din propria ei cenușă, așa că nu trebuie să ne lăsăm. Atenție, e ca pasărea Phoenix. Așa este. Asta e soarta noastră. Răbdăm, ne ducem până la fundul sacului. Brusc avem câte o revenire din asta. Pe urmă iar ne ducem în... Dumnezeu asta ne scoate, știi, zice, ia, moare ăsta micu, ia-mă un deget aici, ia. Să te salvezi. Hai cu tata. Bun, hai cu să o luăm repede cu berbecul. Posibil, ei posibil luna aceasta să întâlnească pe cineva
care nu numai să împărtășească sistemul de valori, ci și obiectivele și, de asemenea, care este om de încredere. Cuplurile angajate vor simți armonia în viața casnică și vor vedea că flacăra romantismului se poate reaprinde. Dacă ești singur și intri într-o nouă relație, să nu-ți faci probleme, lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să fie. Taur. Este o lună pentru a lua câteva decizii cu privire la viața la viața sentimentală. Dacă nu-i viața sentimentală, cel puțin la viața casnică. Șansele să fii însă prea ocupat este mare și n-ai să mai apuci să te distrezi și să te gândești la viitorul relației tale. Nu te bloca într-o situație dificilă cu partenerul discutând anumite lucruri dacă vezi că nu merge, relația nu merge. Mai bine pune-i punct acum și așteaptă că va veni și ceea ce trebuie să vină. La sfârșit de an, posibil să nu ai o dispoziție excelentă, ba chiar să aibă o discuție aprinsă cu partenera și cu privire la o problemă, culmea, minoră. Știi, din țânțar se face armăsar, vorba aceea, că noi știm. Da. Pentru gemeni, luna decembrie este una specială, deoarece vor simți și ei dragostea care îi provoacă să navigheze prin viață. Alături de noua parteneră sau de vechea parteneră, va fi foarte interesant și îi va ține în vervă pe tot parcursul lunii. Să acorde atenție nevoilor partenerului și să fie mai generos în acest moment și mai ales în momentele de sărbătoare cu el sau ea. Cu toate acestea, trebuie să se asigure că ceea ce simt ei este pasiune și iubire, nu cumva altceva. Deși m-aș îndoi la gemeni să fie chiar atât de versatil din punctul ăsta de vedere. Ei iubesc tot, dacă stăm să ne gândim un pic. Cred că da. Rac. În decembrie s-ar putea să simți că relația se schimbă și că nu mai deții controlul. Lucrurile între tine și cineva de care ești atras se vor aprofunda considerabil până către sfârșitul anului. Această persoană va fi perfectă pentru tine, deoarece are toate calitățile pe care le-ai fi putut dori. Wow! Asta este extraordinar. Atenție! Romantismul de chat, sau cum vreți să-i spuneți, ar putea să le facă viața interesantă, dar nu cred că este o soluție pentru cei care sunt înțeles. În cuplu. Ai grijă ce îți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Exact. Leu, o lună bună dacă ești părinte singur sau divorțat. Există șanse mari să întâlnești pe cineva interesant în această lună care să te iubească și pe tine și pe copilul tău sau copiii tăi. Compania acestei persoane te va face să uiți de relațiile nereușite din trecut sau chiar de relația care te-a rănit cel mai tare. Vei fi gata să mergi mai departe cu viața ta și este posibil ca această relație să fie stabilă. Dar atenție mare, gelozia și nesiguranța pot crea blocaje când te aștepți mai puțin. Lasă-te dus de val. Fecioară, vei avea o lună foarte, aș spune, foarte romantică, cu ocazia să întâlnești pe cineva impresionant și fermecător în același timp. Colegul Moris deja începe să se roage. Ce faci acolo? Faci incantații. La maxim. Bine, până acum zice bine. Așa. Profit la maxim de această ocazie pentru a face ceva ce n-ai mai făcut de mult. Adică să te îndrăgostești, Moris, să iubești. Păi, adolescenții nu ar trebui să sară dintr-o relație într-alta. Nu vorbim despre dragoste, ci doar despre pasiune la ei. De fapt, este pasiunea aia adolescentină, când ei își închipuie câte lună și în stele și, de fapt, realitatea este cu totul alta. Așteaptă să ieși la o întâlnire romantică cu cineva pe care cunoști și care s-ar putea să te trezească la realitate. Cu balanța, viața sentimentală merge... Stai o secundă, de ce dai mâna în cap așa... Și... Păi e bine și aproximativ 80% e acolo. Da. Ai grijă ce spui. Viața sentimentală merge și luna aceasta în la balanță. Da, întâlnești pe cineva care îți place. Dacă ești căsătorit, nu-ți lăsa partenera sau partenerul să facă totul singur. Fii atent să nu existe decalaje în comunicare și neînțelegeri între voi. Schimbările frecvente de dispoziție ale partenerului poate avea un efect negativ, dar fii un pic atent, nu cumva tu ești la baza acestor neînțelegeri, acestor blocaje. Cu Scorpionul, bineînțeles, avem chestia cu probabil că un prieten vechi să-și exprime sentimentele profunde
Ia, în această lună... Mai ții minte cum spunea maestru Dinică în Secretul lui Bacchus? Dezvoltă! Dezvoltăm, exact. În această lună ai putea dezvolta un puternic sentiment de atracție și de plăcere pentru partenerul de viață. Posibil întâlnești... Acum încep să te recunosc, pe bune, intrasem așa, nu înțelegeam exact cum vine atent, chestia asta. Foarte interesant este că totul va avea interesul afectiv va genera un cadru neașteptat între voi doi, o relație neașteptată între voi doi. De asemenea, trebuie să fie sigur că ceea ce simte este suficient de puternic pentru a transforma o relație în ceva sublim. Aha. Deci trebuie să facem un cadru special, vin sărbătorile acum. Exact, vezi ce cadouri faci, vezi ce, unde o duci, că lucrurile pot lua o turnură neașteptată. Deci s-o duc... La săgetător ar spune că cei care lucrează s-ar putea gândi să urmeze un masterat, deși este confuz în privirea acestui curs, cum să-l frecventeze, la zi sau la distanță. Eu zic să stai cu minte, o să-l frecventez probabil online ca mai toată lumea. Poate să discute dacă își dorește treaba asta cu un consilier profesional, iar dacă te-ai gândit vreodată la schimbarea locului de muncă, continuă să cauți pentru că este posibil să găsești. Capricorn, tu vei cheltui foarte mulți bani luna aceasta, faci niște aranjamente alternative pentru a reduce povara financiară, situația însă va fi mult mai stabilă când vor fi finalizate tranzacțiile pe care le tot amâni. Este un moment bun pentru a începe să îți plătești datoriile și împrumuturile. Veniturile vor crește doar atunci când vei începe să acționezi după ideile tale, pentru că tu ești un foarte bun finanțist, ai flair financiar și poți să îți stabilizezi situația. Cu vărsătorul aș spune că i-ar fi foarte greu să-și dedice timpul exclusiv unui partener. Munca te poate ține ocupat pe tot parcursul lunii. Posibil ca cei care sunt singuri și își doresc dragostea să nu o găsească zilele acestea, așa că mai bine muncește, fă-ți treaba acolo la locul de muncă, pentru că mergând în căutarea partenerului perfect, probabil vei continua să faci treaba asta până în primăvară, deci nu-l vei găsi, repet, în niciun caz acum, dar întâlnești oameni noi care pot avea asupra ta un efect extraordinar, în sensul de a-i ajuta, de a le fi alături când le este greu, de a fi cu ei. Ajungem la pești. Păi, încă de la începutul lunii, iubirea este o posibilitate reală, deoarece partenerul sau partenera de viață știe cum să se facă atractivă și știe cum să organizeze o scenă în care tu să intri, să-ți atribuie un rol. Probabilitatea... Arațele și vânătorii, albă ca zăpada, știi? Exact. 7 pitici. Probabilitatea să aveți ocazia să vă cade la serviciu, să ieșiți dacă e vremea bună, dacă nu... Ieșim. Sărbători de iarnă, sfârșitul anului, vă va prinde într-un cadru mirific, undeva unde vă veți simți extraordinar de bine. Și eu zic că pentru pești, faptul că poate să se recreeze, faptul că poate să fie aproape de familie, este un atu extraordinar. Dar săptămânile care urmează, fii atent la ce peștii să fie atenți la contractele pe care le încheie, pentru că pot fi contracte care să le asigure venituri pe o perioadă destul de lungă de timp. Cam asta. Lăsați banii să vină la mine. Uite, asta îmi place la asta. Domnule, n-a zis la nimeni de bani. Și voiam să întreb la sfârșit, zic, mă, Minerva, noi de cașcaval nu vorbim deloc astăzi. La un moment dat a băgat așa la pești. Aș fi cumva, nu știu, spunem unde să vină lumea să citească la tine. Foarte interesant este... În perioada asta e rău cu banii Nu. Dar tu și voi și peștii și balanțele ar fi, să spunem, favorizate luna aceasta. Iar dacă lumea vrea să mă vadă, Misterele Universului cu Minerva, YouTube, în fiecare duminică de la ora 20. E foarte bine. Și acum le invit pe doamne, dacă
sunt pe fază, să citească previziunile care le-am făcut săptămâna trecută, pentru că am vorbit despre Doamnele Zodiacului în anul 2022. Doamnelor, și cred că le-ar interesa. Doamnelor, deci, și domnișoarelor, YouTube, acum ai momentul. Perioada 22-28 deci noiembrie. Și pești, înțeleg, da? Vine și la pești, mă, la pești, vine, uite-te acea cum și vine. Și pe mine mă interesează la pești, și pe mine mă interesează. M-am înfoiat acum, bine. Da? Bine, Moris. Bine. El a răbas cu dragostea acolo, tu menestrel frumos de cânti, că asta e meseria ta, dar ce să faci? Dar nu te-am mai auzit de mult cântând. Păi acum 2022 ne pregătim. Da, îl pregătim aici. Îl pregătim, da, 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 da. Noi mai comunicăm pe Facebook, pe WhatsApp. Ai văzut? Fanii te așteaptă, mă, Moris, mă, dă. Cu mare drag, nu pot să... Ieși, nu pot să mai stau, gata, am stat, am făcut o pauză, gata. Acum gata. Vezi că anul viitor fecioarele sunt foarte avantajate pe profesie. Păi bagă mare, da? Dar mulțumesc. Oricum poate reușim să discutăm despre sfârșitul anului. Eu zic că am vești interesante. Păi gata, lasă că pentru că este mai un an în care foarte multe, foarte multe se vor întâmpla. Foarte multe. Și vorba aia, dacă ai zis-o și iată se împlinește apropo de anul ăsta, cu siguranță că avem toate premizele pentru anul pentru viitor. Pentru anul viitor. Eu acum lucrez la aceste... Tu dă-ne de veste și pac, da, apărem, da, imediat. Bine. Mulțumim foarte mult. Bine, după pauză ne mutăm prezentă în bucătărie. Domnul Iulian este pregătit să vedeți cine gătește astăzi și după cum îl văd eu pe cel care gătește de obicei și mănâncă, și pare foarte pofticios de felul lui. Stați cu noi!